Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de FIFA 21 cariera cu Newcastle. Avem aici un match avem aici un match împotriva celor de la Manchester United, care cred că sunt pe locul 1 sau 2. Nu știu sigur, hai să ne uităm acum să verificăm. Dar până atunci nu uitați să apăsați și voi acolo pe butonul de like și de subscribe dacă vă plac episoadele de genul și mai vreți episoade în continuare din această carieră minunată. Aparent sunt pe locul 3, la câteva puncte de locul 1. Ai de viața mea, cine e pe locul 1? Ioi. Bun, și a început și meciul. Avem aici primul meci de pe ziua de asta. M-am încurcat toată ziua, efectiv. Primul meci de pe ziua de azi, aici cu Manchester United. Ar trebui să ne concentrăm puțin ca să facem un meci destul de bunicel. Hai că, aoleu, asta era și fortati. Nu cred. Ok, bun. Gomez acolo, băieți, n-are nicio șansă. Și Cicldău ne cam omoară. Hai cu Dembele. Ok, Rashford acolo e super rapid. Da, cred că o să-l ajung cu Gomez. Dacă nu, De Vril, băieți. De Vril. Ok, Wan-Bissaka și Greenwood. Ok, nu m-am uitat la primul lor 11. Chiar nu m-am uitat. Dar văd că nu sunt jucători ai. Uite aici pe Greenwood, Wan-Bissaka. La Greenwood din nou. Ce fază au avut cei de la Manchester United? Am pus pe bancă un jucător pe poziția de fundaș dreapta, un jucător de rezervă. Am zis că poate. Mamă, băi, băieți, cât noroc avem. Mamă. Am pus acolo un fundaș dreapta cu viteză. Am zis în caz că o să fie nevoie. Acolo De Vril și portarul. De Vril și portarul ne cam salvează meciul acesta. Alunecare acolo. Nu. Aoleo, Dest. Dest face penalti. Luis Suarez. Da. Luis Suarez la Manchester United. Lol. Am luat gol. Gol din penalti din cauza lui Dest. Ok. Offside. Bă, dar fluieră foarte greu arbitrul ăsta. Hai să urcăm un pic cu Arthur, Hai, Cicldău. Gol, mă, Cicldău, gol. Gol, băieți. Alexandru Cicldău aici. Ce fază, băieți, ce fază. Bun, hai că revenim un meci. Înainte de pauză. Bun, și fluierul final, gen la pauză. Intrăm cu un 1-1 la pauză. Un scor destul de bun, pot să zic. Mai ales având în vedere cu Manchester United. Am gafat și asta e clar. Și chiar de multe ori. Dar eu zic că e un scor corect momentan. Am revenit și cu repriza a doua aici cu noi în posesie. Încercăm aici să pasăm, să avem mai multe faze poate de gol. Ce să duc mingea mai mult spre centru, că acolo scam jucătorii mei mai bunicei. Recuperăm acolo mingea și pornim pe un contraatac. Nu, Jesus ne cam sabotează. Acolo, hai pentru Dembele, du-te Dembele. Arată de ce valorezi atâția bani. Nu, băi, Bă, Dembele ăsta e o rapiță, cel mai prost transfer de până acum. Și o alunecare, bun, hai că putem. Ăsta e contraatacul nostru. Du-te, Jesus. Gabriel Jesus, băieți. Minutul 65. Nu, băi, încă o greșeală. Deci ăsta cred că e meciul cu cele mai mari greșeli. Dembele! Oh, offside. Hai să facem niște schimbări că nu merge. Vreau să iasă Dembele în primul rând. Intră acest Atsu. Atsu cred că se citește. Ok. Și pe ce mai avem pe bancă? Putea să-l băgăm și pe ăsta. Ok, ne prind aici de la Manchester United pe un contraatac periculos. Avem acolo nou fundaș intrat, să vedem dacă e ceva de capul lui. Nu. Bun, Gomez acolo. Ok, deci apărarea noastră, sincer, a fost cea mai bună. Meciul ăsta, cea mai bună din tot sezonul, sincer. Cel mai bun meci. Suntem atacați din nou.
Uai, nu cred. Greșesc și de la Manchester United. Ceea ce e bine, înseamnă că... Trăiască, mata. Ce răha s-a întâmplat acolo? Bruno Fernandes. Nu cred. Nu cred. Bă, ce gol am luat, mă, minutul 86. Pase de 2 metri. Hai, du-te. Pac. Așa. Așa. Nu, băi, trebuie să șutez, mă, mai bine. De ce o mai pasez încă o dată, nu știu. Bă, cum să fluire acolo fault? Bă, ăsta finalul, eram în fața careului. Și am pierdut 2-1 la... cu United. Nu știu dacă la ea acasă sau nu, dar cred că la ea acasă a fost. Încă un rezultat prost pentru această carieră, încă un rezultat prost, ceea ce nu e bun. Nu-i bine, pardon. Avem un meci 10 puncte. Avem aici un meci cu Brighton pe care îl vom simula, dar mai întâi să vedem. Ah, ok, am mai vândut un jucător. Avem aici un meci cu Brighton pe care îl vom simula, dacă îl pierd și pe ăsta, sincer, nu știu ce să zic. Câștigăm 2-0, Coutinho și Dembele marchează. Hai că este bine. City bate pe Crystal Palace, Spurs pe Aston Villa și... Ok, stai că aici avem Carabao Cup, cu cine suntem? West Ham. Ok. Dacă, având în vedere că am picat cu West Ham, oricum meciul acesta îl vom juca, chiar dacă probabil pe mulți nu vă interesează. Chiar dacă pe mulți nu vă interesează poate acest meci, eu zic că trebuie să ne focusăm pe acest meci și o să jucăm chiar cu titularii. În chestia un meci foarte important, fiindcă campionatul nu prea avem șanse, sincer să vă zic, așa că cupa o să fie ceea ce ne propunem pentru acest sezon. Ar trebui să câștigăm cupa și eventual să fim pe un loc de Europa. Dacă nu câștigăm cupa, evident. Iasă aici, băieți, Gabriel Jesus. 4 goluri în 3 meciuri. Și am început meciul în posesie aici contra celor de la West Ham. Penalti. Aoleu, băieți, 2 meciuri, 2 penaltiuri pentru ei. Pe ăsta la părămoare? Nu cred. M-a lobat. Ăsta-i. Mahrez? Ah, hai că suntem foarte aproape, hai că suntem foarte aproape, suntem peste ei momentan. Pas acolo pentru Dembele. Pentru viteza lui Dembele. Un șut? Prea tare. Deci aici contratat cu celor de la West Ham, care pasează impecabil acolo, mamă, ce șut. Ce șut o ratat cei de la West Ham, ok. Ce ocazie, mai bine zis, nu ce șut. Ce pasă pentru Gabriel Jesus. Jesus, gol. Ok, băieți, revenim în meci. Revenim în meci. Ceea ce este super bine, revenim în meci. Revenim în meci cu cei de la West Ham în meciul de cupă. Ok, hai că e bine. Nu mai bine, băieți, câștigăm cupa, câștigăm și super cupa și ăla-i. Pasă acolo pentru fundașul central și acum la Dembele. Hai că am dat o pasă bună. Hai, Gabriel Jesus. Bun. Și? Coutinho, gol din foarfecă! Băi, dă-l încolo. Ăla-i Coutinho? Zi-mi, te rog, că-i Coutinho. Ce fază, băi, ce gol! Ok, băi, s-a marcat un gol minunat din foarfecă aici, Coutinho. Pentru cei care s-au luat de mine că l-am adus pe Coutinho în locul lui Fekir, să știu ei cine. Stați aici, Coutinho poate ne aduce calificarea în cupă. Aici înainte de pauză, bun. Intrăm cu scor bun la pauză, 2-1 pentru noi. Un gol marcat de Coutinho din foarfecă. Și nu știu cine a mai dat celălalt gol, cred că Jesus. După un lob, parcă sau ceva de genul. Un lob gen o pasă lob, nu mai știu. Hai că continuăm aici cu a doua repriză cu Citra West Ham în posesie. Ok, văd că și eu început să joace. Bun. Recuperare acolo, Coutinho la balon. Ok, pe o pasă pentru Dembele. Acolo Dembele încearcă printre picioarele adversarului, dar nu reușește nimic, ca de obicei. Dar e Dembele, din ce să facă ceva? Ok, ci de la West Ham aici în atac. Bun. Ok, am dat aici joc un pic mai tare ca să auziți și voi ce se întâmplă. Bun, de asta acolo cu o recuperare și o pasă la portar aparent. Băieți, mamă. Deci efectiv cred că eram aproape de gafa etapei. Și era mai urea că era chiar și printre cei dintre noi le transferuri, a care să zicem că s-ar fi așteptat să fie mai buni. Nu,
să gafeze atâta. Bun, acolo pasă tare pentru Dembele. Mai departe pentru Jesus. Jesus acolo cu un dribbling. Jesus, Jesus, pentru pas în fața porții cu Tinio. Nu, nu se poate, băi. Ah, neasă și nouă ceva în tot sezonul și după aia se cacă, ne căcăm pe pasa noastră, nu se cacă nimeni pe pasa noastră, ne căcăm noi singuri. Pe pase, pe faze, pe ce vezi voi. Urcă Alexandru Cicâldău. Pasă acolo pentru Gabriel Jesus. Oprim aici mingea, o pasă pentru Coutinho. Mai departe încerca pentru Mahrez, dar nu intră fiecare pasă. Ok, acolo băieți de vril. Minunat, Mahrez. Pentru Dembele și nu se poate. Ai, dacă dădeam șut oricum dădeam un blocaj, așa că mai bine am pasat de data asta. Asta a fost sincer, cred că cea mai bună variantă pe care puteam să o aleg. Bun. Hai, ciclul doar la recuperare, ok. Ne calificăm în continuare în cupă, ok. Deci după acel meci pierdut cu cei de la Manchester United vine calificarea în cupă, ceea ce este super bine și este o chestie de moral, în primul rând pentru jucători. E loc de mai bine, băieți, și s-a văzut și în acest meci că e loc de mai bine. Văd aici că jucătorii sunt un pic cam tristuți. Da, noi bai. Băieți, cam atât a fost și cu acest episod. În episodul următor o să ne întâlnim cu cei de la Leicester City. Ok, deci Leicester nu știu pe ce loc, cred că e printre primele locuri, dar irelevant, o să-i batem oricum. De fapt e pe locul 7. Nu uitați dacă v-a plăcut acest episod să apăsați și voi pe butonul de like și de subscribe. Și dacă mai aveți alte episoade să-mi scrieți acolo în secțiunea de comentarii. Eu am fost Zari, noi ne vedem data viitoare.